Fiecare dintre autobuze, în afara display-ului electronic, unde se vor afișa informațiile legate de numărul traseului și foarte semnat elegilor, vor avea în geam un astfel de grafic. Și bine, e important de știut că acest simbol cu un autobuz cu copii colantat cu City Bus, acest simbol se va regăsi de asemenea pe fiecare dintre stațiile din apropierea șorului dumneavoastră. Noi pe dispecerat avem acces la toate camerele din toate autobuzele. Deci ești în siguranță. Nu se poate întâmpla absolut nimic. Nu are opriri intermediare. Colegii mei învățători au spus și la venire și la plecare eu merg. Eu pot să mă urc de la Dacia, eu pot să mă urc de acolo și să-i avem grijă pe copiii noștri. Tot ce vă rog este să vedem cum putem să asigurăm o însoțire de la punctul de debarcare până la intrarea în școală. Dacă noi hotărâm că e nevoie să-l ducem, nu știu, până în clasă. Dar important este cum încep. Eu nu mă aștept să ajungem de la 0 la 100% peste noapte. E utopic. Da. Dacă noi avem 50 de copii de fiecare unitate școlară, raportat la 0, pentru mine este un câștig infinit. Eu vreau, în schimb, să facem ceva care să genereze încredere. Că este, până la urmă, gândiți-vă, un transport special. Dom'le, noi transportăm valori. Care sunt valorile? Copiii noștri. Colegii mei aici de față, Raimund și Gabi, săptămâna trecută au mers pe traseele, pe cele trei trasee și au făcut un minutar, să zicem așa, un program de parcurgere a fiecărui traseu care este înregistrat aici. Aici aveți fiecare stație și ora la care ajunge autobuzul în stație. Asta va ajuta mult. Am atâta încredere în programul ăsta că vă spun, eu pot să pun pariu că vom ajunge ca cel puțin 60% din rețeaua școlară să ceară, să-și dorească să fie acoperită de transport școlar.